Nu există influență mai puternică decât acea a mamei. Nu tot limbajul nucleu provine de la generațiile anterioare. Limbajul nucleu are un aspect particular, care reflectă experiența copleșitoare a copiilor care au fost separați de mamele lor. Acest tip de separare este una dintre cele mai marcante și cel mai adesea ignorante traume ale vieții când am trăit o ruptură semnificativă în legătura noastră cu mama, cuvintele noastre pot reflecta cu intensitate dorul, anxietatea și frustrarea care rămâne văzute și nevindecate. În capitolele anterioare am descris felul în care ne este transmisă viața de la părinții noștri, care ne transmit în mod esențial un tipar al felului în care noi vom da un sens vieții noastre – acest tipar începe din pântec și capătă formă încă dinainte ca noi să ne fi născut. În această perioadă, mama este întreaga noastră lume și îndată după naștere, atingerea ei, privirea ei și mirosul ei sunt primul nostru contact cu viața însăși. Când suntem prea mici pentru a da noi înșine un sens vieții noastre, mama ne reflectă experiențele în doze pe care le putem ingera și asimila. Într-o lume ideală, când noi plângem, chipul ei se arată preocupat. Când rândem, ea strălucește de plăcere, oglindind fiecare expresie a noastră. Când mama noastră este acordată cu noi, ea ne dă un sentiment de siguranță, valoare și apartenență prin trandețea atingerii sale, prin căldura pielii ei, prin constanța atenției ei și chiar prin dulceața zâmbetului ei. Ea ne umple cu toate lucrurile bune, și ca răspuns noi ne dezvoltăm un rezervor al sentimentului de bine din lăuntrul nostru. În primii noștri ani de viață avem nevoie să acumulăm suficiente lucruri bune în rezervorul nostru pentru a vedea încredere că sentimentul de bine, de bine va rămâne înăuntru nostru chiar și atunci când temporar ne pierdem direcția. Când ne-am alimentat destul rezervorul, Putem avea încredere că viața noastră va fi una bună, chiar dacă există întreruperi care ne fac să deraiem. Când nu primim decât puține sau nimic din lucrurile bune de la mama noastră, ne poate fi greu să avem chiar și un pic de încredere în viață. La multe niveluri, imaginile pe care le avem despre mamă și viață sunt interconectate. La modul ideal, mama ne hrănește și se asigură că suntem în siguranță. Ea ne liniștește și ne oferă lucrurile care ne trebuie ca să supraviețuim când suntem prea mici, pentru a ne le procura noi singuri. Când suntem îngrijiți în acest fel, începem să avem încredere în sentimentul că suntem în siguranță și că viața ne va furniza ceea ce ne trebuie. După experiențe repetate de a primi suficient din ceea ce ne trebuie de la mama, învățăm că putem și noi să ne oferim singuri ceea ce ne trebuie, în esență, simțim că suntem suficienți pentru a ne oferi nouă înșine suficient. Viața, într-o alianță secretă cu noi, pare atunci să ne ofere ceea ce ne trebuie. Când conexiunea cu mama noastră curge liber, ni se va părea că starea de sănătate, banii, succesul și iubirea pot să curgă ușor către noi. Când însă legătura primară cu mama este întreruptă, starea noastră normală poate deveni un or negru de frică, precaritate și neîncredere. Această ruptură a legăturii este fie permanentă, ca în cazul adopției, fie o ruptură temporară care nu a fost complet reparată. Propastia dintre mamă și copil poate deveni un teren fertil pentru multe din chinurile vieții. Când această legătură rămâne întreruptă, parcă ne pierdem linia vieții. E ca și cum ne spargem în bucăți și avem nevoie ca mama să ne lipească la loc. Când ruptura este doar temporară, este important ca mama noastră să rămână stabilă, prezentă și primitoare pe parcursul întoarcerii noastre din separare. Experiența pierderii ei pot fi atât de devastatoare încât putem fi ezitanți sau rezistenți la reconectarea cu ea dacă nu este capabilă să tolereze ezitarea noastră sau dacă interpretează reticența noastră ca pe o respingere, s-ar putea să reacționeze apărându-se sau distanțându-se, lăsând astfel legătura dintre noi rănită și ruptă. Ar putea să nu înțeleagă niciodată de ce se simte desconectată de noi și să rămână blocată în sentimentele de îndoială de sine, dezamăgire și incertitudine cu privire la capacitatea ei de a ne îngriji sau mai rău de iritabilitate și furie față de noi. O fisură care nu se vindecă poate zdruncina fundația relațiilor noastre viitoare. O trăsătură esențială a acestor experiențe timpurii este aceea că ele nu sunt accesibile în stocurile noastre de amintiri. În timpul gestației al primului an de viață și al copilăriei mici, Creierul nostru este echipat pentru a da experiențelor noastre o formă de poveste, astfel încât ele să poată deveni amintiri. Fără amintirile nevoile noastre neîmplinite, se pot manifesta inconștient ca impulsuri, pofte și dorințe pe care căutăm să ni le satisfacem prin viitoarea slujbă, viitoarea vacanță, viitorul pahar de vin și chiar viitorul partener. Într-o manieră asemănătoare, frica și anxietatea unei separări Timpurii ne pot distorsiona realitatea, făcându-ne să resimțim catastrofal și amenințător situațiile dificile și disconfortabile. Îndrăgostirea poate elibera emoții intense pentru că ne transportă în mod natural înapoi în timp la primele experiențe cu mama. Avem tendința de a dezvolta față de partenerul nostru sentimente asemănătoare cu cele pe care le-am simțit față de mama. Întâlnim pe cineva special și ne spunem: în sfârșit am găsit pe cineva care se va îngriji bine de mine. Cineva care va înțelege toate dorințele mele și îmi va da tot ce-mi trebuie. Dar aceste sentimente sunt doar iluzia unui copil care tânjește să trăiască, să retrăiască apropierea pe care l-a simțit-o sau ar fi vrut să o simtă cu mama sa. Mulți dintre noi, fără să ne dăm seama, ne așteptăm ca partenerul să ne împlinească nevoile care nu au putut fi împlinite. De mama noastră. Această așteptare greșit direcționată este o rețetă pentru eșec și dezamăgire. Dacă partenerul sau partenera începe să se comporte ca un părinte și încearcă să ne împlinească nevoile neîmplinite, latura romantică a relației poate zbura pe fereastră. Dacă partenerul nostru nu ne satisface nevoile neîmplinite, ne putem simți trădați sau neglijați. O separare timpurie de mama ne poate submina stabilitatea în relațiile romantice. Inconștient, ne-am putea teme că apropierea noastră va dispărea sau ne va fi smulsă. Ca reacție, fie ne agățăm de partener, așa cum poate ne-am agățat de mama, fie îl îndepărtăm pe partenerul nostru de teamă, că oricum ne vom pierde intimitatea. Adesea, manifestăm ambele comportamente în aceleași relație. Iar partenerul nostru se poate simți ca și cum ar fi blocat într-un montagn rus, emoțional, care nu se mai oprește. Tipuri de separare Cu toate că marea majoritate a femeilor abordează maternitatea cu cele mai bune intenții, sunt situații dincolo de controlul mamei care pot duce la separări timpurii, inevitabile de copilul ei. Unele dintre aceste separări sunt de natură fizică. În afară de adopție, toate evenimentele care implică perioade mari de separare, cum sunt complicațiile la naștere, spitalizările și îmbolnăvirile, munca sau plecările prelungite de acasă, pot amenința legătura aflată încă în dezvoltare. Într-un mod asemănător pot funcționa și deconectările emoționale. Când mama este fizic disponibilă, dar concentrarea și atenția ei sunt sporadice, Copilul nu se simte în siguranță și apărat. Când suntem copii, avem nevoie de prezența afectivă și plină de energie a mamei, la fel de mult cum avem nevoie de prezența ei fizică. Când mama trăiește un eveniment traumatic, cum ar fi pierderea sănătății, a unei sarcini, a unui copil, a unui părinte, a unui partener sau a locuinței, atenția se poate îndepărta de la noi. Noi, la rândul nostru, trăim trauma de a o pierde pe ea. Deconectările dintre mamă și copil pot apărea încă din timpul sarcinii. Nivelurile crescute de frică, anxietate, depresie, relația stresantă cu partenerul, moartea unei persoane iubite, atitudinea negativă față de starea de gravidă, o pierdere anterioară în uter, toate pot întrerupe acordajul mamei cu copilul care crește în launtrul ei. Dar chiar dacă am trăit perioadele de lipsă de îngrijire primară sau de atenție din partea mamei, sau dificultăți în timpul sarcinii sau nașterii, nu este totul pierdut. Din fericire, potențialul de a repara legătura nu este limitat la perioada copilăriei. Vindecarea poate apărea oricând pe parcursul vieții noastre. Identificarea limbajului nucleu poate fi primul pas. Limbajul nucleu al separării. Aceste separări timpurii, ca și alte timpuri, tipuri de traume pe care le-am explorat în această carte, creează un mediu în care limbajul nucleu poate înflori. Când ascultăm ca să găsim o legătură întreruptă, auzim adesea cuvinte ce exprimă dorința de conexiune, dar și cuvinte de furie, judecăți, critici sau remarci cinice. Exemple de sentințe nucleu legate de separarea timpurie. Voi fi părăsit, voi fi abandonat, voi fi respins, voi fi complet singur. Nu voi avea pe nimeni, voi fi neajutorat, îmi voi pierde controlul. Eu nu contez. Ei nu mă vor. Eu nu sunt suficient pentru ei, eu sunt prea mult. Ei mă vor părăsi, ei mă vor răni, ei mă vor trăda, voi fi anihilat, voi fi distrus nu voi mai trăi, nu am nicio speranță. Sentințe nucleu ca acestea pot proveni și de la o generație anterioară din istoria familială, nu în mod necesar de la o întrerupere a legăturii cu mama. Ne putem naște cu acest sentiment și să nu știm niciodată de unde ni se trage. O temă comună ce caracterizează separarea timpurie este respingerea puternică a mamei noastre, Combinată cu învinovățirea ei, pentru că nu ne-a putut îndeplini nevoile. Nu întotdeauna lucrurile stau așa, însă putem să simțim o mare iubire pentru mama. Dar, din cauza că legătura nu s-a dezvoltat complet, niciodată, să simțim că era slabă și fragilă și că noi a trebuit să avem grijă de ea. Din nevoia de a ne simți legați cu ea, tendința se poate inversa. Fără să ne dăm seama, încercăm să-i oferim mamei noastre chiar acea îngrijire de care avem nevoie, cu disperare, noi înșine. Este un lucru frecvent să auzim nemulțumiri nucleu și caracterizări nucleu, precum cele discutate în capitolul 7, la oameni cu legături întrerupte. Pentru a-ți reprospăta memoria, mama era rece și distantă. Nu m-a ținut niciodată în brațe, nu aveam deloc încredere în ea. Mama era preocupată ca să mă bage și pe mine în seamă. Nu avea niciodată timp pentru mine. Eu și mama suntem foarte apropiați. Parcă ar fi sora mea mai mică de care eu am grijă. Nu vreau să fiu vreodată o povară pentru mama. Mama era distantă, indisponibilă, afectiv și critică. Mereu mă respinge. Nu-i pasă cu adevărat de mine. De fapt, nu avem o relație. M-am simțit mult mai apropiat de bunica. Ea e cea care m-a crescut. Mama e complet centrată pe ea însăși. Totuși, totul se reduce la ea. Nu mi-a arătat niciodată dragoste. Poate fi foarte calculată și manipulatoare. Nu mă simțeam în siguranță cu ea. Mi-e frică de ea. Niciodată nu știam ce urma să se întâmple. Nu sunt apropiată de ea. Nu e maternă, nu e ca o mamă. N-am vrut niciodată copii. N-am avut niciodată sentimentul acela matern în mine. În singurarea Vandei Vanda avea 62 de ani și era deprimată. Veterana a trei căsnicii ratate a unei adicții de alcool și a multor nopți de singurătate, Vanda rareori a simțit pacea în viața ei. Caracterizările ei nucleu despre mama ei spuneau totul. Mama era rece, rezervată și distantă, să aruncăm o privire la evenimentul care a generat acest tip de limbaj nucleu. Înainte de nașterea Vandei, mama ei, Evelyn, a suferit o tragedie oribilă. În timp ce își alăpta fetița nou-născută, Evelyn a adormit din întâmplare, s-a răsucit și și-a sufocat bebelușul. S-a trezit și-a găsit-o pe Gael, sora mai mare pe care Vanda nu avea să o cunoască niciodată, moartă în brațele sale. Din acea durere de neconsolat, ea și soțul ei au făcut dragoste și au conceput-o pe Vanda. Noua sarcină era răspunsul la rugăciunile lor. Le dădea voie să se concentreze pe viitor și să uite trecutul, dar un asemenea trecut nu poate fi uitat niciodată. Moartea cumplită a lui Gail și vinovăția care a urmat-o aveau să impregneze fiecare sentiment matern al Evelinei. A afectat modul în care ea avea să se atașeze de următorul ei copil, limitând cons consistența și disponibilitatea iubirii ei. Vanda credea că distanța mamei ei îi era adresată ei personal. Orice altă fetiță aflată în situația ei ar fi simțit așa. Vanda își amintea cum fusese ținută în brațe când era mică. Simțea distanța mamei ei și reacționa pentru a se proteja. Simțea că probabil mama ei nu o iubea și de aceea s-a blindat împotriva ei. Poate că Evelyn a simțit că e o mamă rea, care nu merita să aibă un alt copil. Poate că a simțit că nu merita să primească o a doua șansă după ceea ce i s-a întâmplat lui Gail. Poate a simțit că Vanda, următorului ei copil, urma să moară și ea, durerea pe care n-ar fi fost capabilă să o suporte. Astfel că, inconștient, s-a distanțat de ea. Poate că Vanda a perceput această distanță încă din pântecele mamei. Poate Evelyn simțea că dacă s-ar fi apropiat prea mult de Vanda și ar fi luat-o la sânul ei, i-ar fi putut face și ei rău. Oricare ar fi fost gândurile și emoțiile lui Evelyn, trauma morții lui Gael a avut efectul de a o separa pe Evelyn de Vanda. I-a luat 60 de ani Vandei să realizeze că rezerva mamei ei era legată de moartea lui Gail și că nu era adresată personal. Își trăise întreaga viață învinovățind-o și urând-o pe mama ei, pentru că nu-i oferise destulă iubire. Când în sfârșit a înțeles magnitudinea durerii mamei ei, Vanda s-a ridicat în mijlocul ședinței și și-a luat geanta. Trebuie să ajung acasă, a ea. Nu mai am mult timp. Mar mama -ma are 85 de ani și trebuie să-i spun că o iubesc. Anxietatea separărilor timpurii Jennifer avea doi ani noaptea în care bărbații au venit la ușă. A auzit-o pe mama ei suspinând și apoi a privit-o căzută pe podea, în hohote de plâns. Bărbații adusese răvestea că tatăl ei fusese ucis de explozia unei instalații de foraj. Mama ei tocmai devenise văduvă la vârsta de 26 de ani. Acea a fost prima seară în care mama lui Jennifer nu a învelit-o în pat cu un sărut pe frunte în timp ce ea adormea. După acea seară, lucrurile nu au mai fost niciodată la fel. Jennifer și fratele ei de patru ani au fost duși la mătușa lor vreme de câteva săptămâni, în timp ce mama lor era paralizată de șoc. În acest timp, ea venea și îi vizita pe copii. Jennifer se repezea la ușă să o vadă pe mama ei, dar era ca și cum o străină îi luase locul mamei. Femeia care se apleca să o îmbrățișeze avea o față roșie și un flată pe care Jennifer abia dacă o recunoștea. O speria. Când brațele mamei se strângeau în jurul trupului ei, Jennifer îngheța. Voia să-i spună mamei cât era desperiată, dar la doi ani, ea învăța deja că mama era altfel. Mama părea fragilă și avea puțin de oferit. Aveau să treacă mulți ani până când Jennifer să-și descopere aceste amintiri. Jennifer avea 26 de ani când a avut prima dată un atac de panică. Mergea cu metroul către casă după ce făcuse o prezentare de succes în fața echipei de director de la serviciu. Deodată, vederea a început să îi se încetoșeze, ca și cum s-ar fi uitat prin apă. Îi se părea că îi se înfundă urechile și a început să se simtă amenințată și înfricoșată. Senzațiile ei îi erau atât de străine încât a crezut că avea un atac cerebral. S-a trezit înghețată de o paralizie care a lăsat-o fără apărare și incapabilă să strige după ajutor. Următorul atac a apărut înaintea prezentării pe care a avut-o de făcut în săptămâna care a urmat. Cele după acesta a apărut când era la cumpărături. Până la sfârșitul lunii, atacurile deveniseră evenimente cotidiene. Dacă Jennifer ar fi fost capabilă să-și audă propriul limbaj nucleu, ar fi descoperit expresii ca acestea: Nu voi putea trece de asta, am pierdut totul, sunt complet singură, nu voi reuși, mă vor respinge, nu mă vor mai vrea. Când a intrat în contact cu aceste frici, pe jumătate și-a revenit. Jennifer a început să-și amintească o perioadă mai timpurie din viața ei când se simțea la fel de lipsită de speranță și paralizată. Cu toate că era apropiată de mama ei, Jennifer o descria ca fiind fragilă, singură, nevoiașă, dulce și iubitoare. Pe măsură ce rostea cuvintele, Jennifer începea deja să intre în contact cu, cu neajutorarea pe care o simțise când era mică și încerca să ușureze marea suferință a mamei ei. Sarcina imposibilă a unei fetițe care încearcă să o consoleze pe mama ei a făcut ca Jennifer să rămână singură, să se simtă nesiguranță și să se teamă de eșec. Legătura pe care a făcut-o între atacurile de panică și copilăria ei i-a permis lui Jennifer să identifice sursa anxietății sale. Când îi apăreau sentimentele de panică, Jennifer putea să le dezamorseze, reamintindu-și că acestea: nu erau decât sentimentele unei fetițe mici, înspăimântate. Odată ce a reușit să identifice sentimentele dinăuntrul său, ea a reușit să încetinească escaldarea anxietății. Jennifer a învățat cum să-și prelungească și să-și să adâncească respirația, în timp ce își păstrează concentrarea și atenția asupra senzațiilor anxioase din piept. A învățat, de asemenea, să rostească pentru sine cuvintele care ar fi putut o liniști când era mică. Respira și își spunea: Sunt aici pentru tine și voi avea grijă de tine. Nu mai trebuie să fii niciodată singură când te simți așa. Poți avea încredere că eu voi avea grijă de tine. Cu cât Jennifer le repeta mai mult, cu atât avea mai multă încredere în capacitatea ei de a avea grijă de sine. Separat de la rădăcină. Timp de 16 ani, Kelly și-a tot mult părul din cap, din sprâncene și din gene. Își punea gene false, își picta sprâncenele și își purta părul strâns tare la spate pentru a ascunde petele chelete de dedesubt. Obiceiul ei de a smulge părul era un ritual nocturn. În fiecare seară în jurul orei nouă, stătea singură în camera ei, copleșită de sentimente de anxietate care îi stăpâneau corpul. Mâinile, având nevoie să facă ceva, nu și găseau liniștea, până când nu își mulgea smocuri mari de păr. E ca o liberare, zicea ea, mă relaxează. Când Kelly avea 13 ani, cea mai bună prietena a ei, Michelle, a respins-o. Kelly nu a înțeles niciodată ce făcuse pentru ca Michelle să se fi îndepărtat așa brus de ea, dar sentimentele de pierdere erau insuportabile. Curând după aceea a început să-și smulgă părul, Trebuie să fie ceva în neregulă cu mine, se gândea ea. Probabil că nu sunt destul de bună ca să o fac să rămână cu mine. Aceste sentințe, cum vedeți, vedea în curând lumina ca niște indicatoare de direcție pe autostradă în peisajul limbajului ei nucleu. Trăind chiar sub, sub suprafața conștiinței și așteptând să fie descoperite, aceste expresii aveau să o conducă pe Kelly la un eveniment chiar mai timpuriu și mai semnificativ, o ruptură a legăturii ei cu mama. Când Kelly avea un an și jumătate, ea a suferit o operație chirurgicală intestinală și a trebuit să stea separată de mama ei timp de 10 zile. În fiecare seară când se termina programul de vizite, la spital, aproximativ la ora 9 seara, mama lui Kelly pleca acasă să aibă grijă de surioara ei nou născută și de fratele mai mare, Putem doar să ne imaginăm sentimentele de anxietate pe care trebuie să le fi simțit Kelly când mama ei o lăsa singură în salonul de spital. Acele sentimente, în mod inconștient, și-au găsit drumul către suprafață prin tricotilomania lui Kelly. În fiecare seară, aproximativ la ora 9, ele începeau să se frământe în trupul lui Kelly, până când ea a găsit o cale de substituție pentru a le gestiona. Smulgându-și părul la propriu. Cea mai mare frică a lui Kelly, așa cum apare exprimată în, senzat, în sentința ei nucleu, a condus înapoi la rădăcinile traumei. Cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla vreodată ar fi să rămân complet singură, să fiu să păr părăsită, mi-aș pierde mințile. Voi rămâne complet singură, voi fi părăsită, îmi voi pierde mințile. La 13 ani, Kelly a retrăit aceste sentimente. Michelle și Kelly erau nedespărțite. Apoi, pe neașteptate, Michelle a părăsit-o pe Kelly și s-a împrietenit cu alte fete din gașcă. În acel moment, toate fetele s-au întors împotriva lui Kelly. Kelly s-a simțit părăsită, respinsă și ignorantă. Experiența de atunci, analizată într-o perspectivă mai largă, poate fi privită ca o oportunitate ratată pentru Kelly – care ar fi putut să îndrume în direcția unei vindecări mai importante, a traumei mai profunde și mai semnificative suferite când a fost lăsat în spital de mama ei. Nu mulți dintre noi însă reușim să folosim dificultățile prin care trecem ca pe niște indicatoare. În schimb, ne concentrăm pe alinarea suferinței și arareori mergem până la sursă. Când recunoaștem înțelepciunea din imbașul nostru nucleu, Simptomele suferinței noastre pot deveni cel mai mare aliat al nostru. Metafora smulgerii părului în cazul lui Kelly. Limbajul nucleu al ei i-a arătat cât de profund înfricoșată era de posibilitatea de a fi părăsită. De fapt, smulgerea părului, expresia non-verbală a limbajului nucleu, a început chiar după despărțirea de Michel. Gestul de a smulge părul a condus într-adevăr pe Kelly la descoperirea traumei sale originare, dar el este și o metaforă pentru două lucruri care ar trebui să stea împreună, dar care sunt separate unul de celălalt. Kelly își smulgea virele de păr din foliculii care le susțineau. Imaginea e similară cu cea a unui bebeluș care este separat de mama lui care îl ține în brațe. De multe ori comportamentele idiosnicratice, mimează ceea ce nu reușim să observăm sau să analizăm în mod conștient. Când ne oprim asupra simptomelor pe care le avem și le explorăm, ni se pot dezvălui adevăruri mai profunde. Simptomele au descoperit funcția de semnalizare care ne arată direcția către ceea ce trebuie să vindecăm sau să rezolvăm. Când Kelly și-a înțeles în acest fel reflexul de a smulge părul, ea a ajuns până la sursa suferinței sale și s-a eliberat de o viață întreagă de anxietate. Decizia lui Kelly Kelly și-a localizat la nivelul abdomenului senzațiile deranjante legate de sentimentul de a fi părăsită și-a așezat mâinile pe zona anxioasă și a permis aerului respirat să-i umple abdomenul. În timp ce își simțea ridicarea și coborârea respirației sub mâini, ea s-a vizualizat ținând în brațe și legând în acea parte a copilului din ea, Însăși, care încă se mai simțea înspăimântat și singur. Pe măsură ce această mișcare începea să o calmeze, ea așa spus: Nu te voi lăsa niciodată când te vei mai simți singură și speriată. Îmi voi pune mâna aici și voi respira cu tine până când te vei simți calmă din nou. După doar o ședință, Chelea înceta să-și mai smulgă părul din cap. Separarea. Originea conflictului interior. Uneori, libertatea pe care o căutăm ne ocolește. Incapabil să ne simțim confortabili în propriile noastre corpuri, căutăm alinare în următorul pahar cu vin, în următorul obiect cumpărat, în următorul mesaj sau apel telefonic, în următorul partener sexual. Alinarea apare rar atunci când acel gol vine din îngrijirea paternă precară. Pentru aceia dintre noi care am fost dați la o parte din lumina iubi iubirii mamei noastre, Lumea poate fi o căutare fără sfârșit a mângâierii. Mirna avea doi ani când mama sa l-a însoțit pe tatăl ei într-o călătorie de afaceri în Arabia Saudită și a lăsat-o pe Mirna în grija unei bone timp de trei săptămâni. În prima săptămână, Mirna se agăța de plovărul pe care îl purta mama ei în nopțile reci, când o legăna să o adoarmă. Liniștită de senzația și de mirosul familiar, Mirna se încovriga în jurul lui și se legăna ca să doarmă. În două săptămâni, Mirna refuza să mai ia plovărul când îi ofera bonă. S-a întors în schimb cu spatele, plângând și sugându-și degetul mare ca să doarmă. La întoarcere după trei săptămâni, mama ei s-a reprezit, s-a repezit bucuroasă pe ușă să-și îmbrățișeze fica. Se aștepta ca Mirna să alerge în brațele ei așa cum făcuse întotdeauna înainte. De data aceasta a fost altfel. Mirna abia dacă și-a ridicat ochii de la păpușile ei. Nenumerită și derutată, mama Mirnei nu a putut să ne observe senzațiile de încordare din, corpul, din propriul corp din cauza sentimentelor de respingere. În zilele următoare, mama Mirnei avea să raționalizeze experiența, spunându-și că Mirna devenea un copil foarte independent inconștientă de importanța restaurării legăturilor delicate, mamei Mirnei, i-a scăpat din vedere vulnerabilitatea fiicei sale și s-a ținut la o oarecare distanță. Distanța continuată între ele adâncind sentimentele de singurătate ale Mirnei. Această distanță avea să se reverse peste toate experiențele de viață ale Mirnei, afectându-i capacitatea de a se simți în siguranță, și încrezătoare în viitoarele relații. Sentimentele ei de abandon și frustrare erau exprimate în limbajul nucleu, nu mă părăsi. Nu se vor mai întoarce niciodată, voi rămâne complet singură, nimeni nu mă vrea. Ei nu înțeleg cine sunt eu, nu sunt văzută sau înțeleasă. Pentru Mirna, îndrăgostirea era un câp minat de imprevizibil. Vulnerabilitatea de a avea nevoie de o altă persoană era atât de înspăimântătoare încât, de fiecare dată când mai făcea câte un pas în direcția dorinței ei, se confrunta cu un nivel și mai profund al fricii ei. Incapabilă să facă o legătură între acest conflict și copilărie, găsea defecte fiecărui bărbat care încerca să o iubească, adesea părăsindu-i înainte să o poată părăsi ei. La vârsta de 30 de ani, Mirna se convinsese deja singură să renunțe la trei căznicii potențiale. Conflictul interior al Mirnei era pus în scenă și în cariera ei. De cât îi accepta un nou post, era plină de îndoiel, temându-se de un dezastru inevitabil. Avea să se întâmple ceva îngrozitor de rău. Nu le va plăcea de ea, nu era destul de bună. O vor ține la distanță, nu putea să aibă încredere în ei, o vor trăda, Acestea erau acelea sentimente nerosite pe care Mirna le avea față de orice partener. Acelea sentimente pe care nu le rezolvase niciodată în relația cu mama ei. Câți dintre noi nu le luptăm cu conflicte asemănătoare cu cel al Mirnei și nu suntem capabili să le identificăm sursa? Importanța legăturii noastre primare cu mama este greu de exprimat în cuvinte. Ea este prima noastră relație când venim pe lume. Ea este prima noastră iubire. Conexiunea sau lipsa noastră de conexiune cu ea formează un tipar fundamental în viața noastră. Înțelegerea întâmplărilor de când eram mici ne poate dezvălui unul dintre misterele ascunse ale cauzelor pentru care suferim atât de mult în relațiile noastre. Întreruperi are fluxului vieții. Prin imagine pe care o avem despre noi înșine și despre felul în care evoluează viața noastră, începe să se formeze încă din pântec. În timpul sarcinii, emoțiile mamei pătrund în lumea noastră, influențându-ne natura fundamentală, care va fi una calmă sau agitată, receptivă sau ostilă, rezilentă sau ineflexibilă. Evoluția minții a copilului către ceva fundamental dur, rigid și periculos sau flexibil curgător și deschis depinde în mare măsură de calitatea pozitivă și susținătoare sau negativă și marcată de ambivalență a gândurilor și emoțiilor mamei. Explică Thomas Verni. Acest lucru nu înseamnă absolut deloc că îndoielile și incertitudinea ocazionale îi vor face rău copilului tău. Astfel de sentimente sunt naturale și inovensive, Lucrul despre care vorbesc eu este un tipar de comportament bine definit, continu. Când experiența noastră primară cu mama este întreruptă de o fractură importantă a legăturii, fragmente de durere și gol ne pot sfârșia starea de bine și ne pot deconecta de la fluxul fundamental al vieții. Când relația mamă-copil sau îngrijitor-copil rămâne ruptă, goală sau tensionată de indiferență, un torent de imagini negative îl pot bloca pe copil într-un tipar de frustrare și îndoială de sine. În cazuri extreme, când imaginile negative sunt continue și susținute, pot apărea frustrarea, furia, detașarea și insensibilitatea față de alți oameni. Acest profil de este de obicei asociat cu comportamentul sociopat și psihopat. În cartea Risc crescut, Copiii fără cuget moral, de Ken Magid și Carol McKelvey afirmă următoarele. Cu toții avem un anumit grad de furie, dar furia psihopaților este una născută din nevoile neînplinite pe care, când erau nou-născuți. Acești autori continuă să descrie cum resimte bebelușul durerea incompensibilă generată de abandonul sau ruptura timpurie a legăturii cu mama. Psihopații și sociopații se situează la capătul extrem al unui spectru larg, capăt la care au fost observate întreruperi grave ale legăturii primare. Aceste cazuri extreme reflectă tocmai cât de crucial este rolul mamei sau al primei persoane de îngrijire în modelarea dezvoltării de către copil a empatiei, și a respectului de față de sine, față de alții și față de viață întreagă. Majoritatea dintre noi, cei care am trecut prin experiența unei rupturi a legăturii cu mama, am primit totuși destul din ceea ce am avut nevoie, chiar și cu toate acele lipsuri. Ar fi nerealist să ne așteptăm ca mama să fie perfect acordată la copilul ei, 100% din timp. Între ruperile de acordaj apar obligatoriu. Când apar, procesul de reparație poate fi o experiență pozitivă de creștere, dând atât mamei cât și copilului oportunitatea de a învăța cum să gestioneze momentele scurte de distres, apoi să se caute unul pe altul pentru a se reconecta din nou. Cel mai important este ca reparația să fie făcută. Repararea consecventă a unei relații, de fapt, construiește un sentiment de încredere și ajută la crearea unui atașament sigur între mamă și copil. Chiar și atunci când conexiunea noastră cu mama este relativ intactă, tot ne putem trezi luptându-ne cu sentimente pe care nu ni le înțelegem. Ne putem chinui cu temerii de a nu fi părăsiți, respinși sau abandonați sau cu sentimente de a fi expuși, umiliți sau făcuți de rușine. Totuși, când aceste sentimente pot fi văzute în contextul experienței noastre primare cu mama, probabil dintr-o perioadă pe care nu ne-o amintim, putem deveni mai conștienți de ceea ce ne-a lipsit și mai capabili să facilităm ceea ce ne trebuie pentru a ne vindeca.